Când l-am intervievat pe Martin Lindstrom, care este probabil unul dintre cei mai mari marketeri din lume la ora actuală și care va veni la Brand Minds în mai 2020, va fi unul dintre cei 6 speakeri, am avut plăcerea să-l intervievez când a lansat cartea Small Data în România și l-am întrebat despre procesul lui de scriere, cum scrie cărți, că scrie foarte bine Martin Lindstrom. Și Martin mi-a zis, zice, scriu la piscină. Și zic, cum scrii la piscină? Zice, foarte simplu, procesul creativ de scriere a unei cărți, unii filozofi spun că este cel mai apropiat proces ca și dificultate de naștere unui copil. Naște o idee. Și îți consumă foarte multă energie și Martin zicea, pentru că consumă foarte multă energie, dacă intri într-un proces iterativ la tine în cap, tot maci în ideile respective, la un moment dat simți că îți plesnește capul. Și știu foarte bine ce spune, că am scris 12 cărți. Și mi-a dat această idee. Mi-a zis, scriu cu două paduri, cu pixuri. Știți padurile alea pe care se pun mai multe foi? Cu pix lângă ele. Și pun unul într-un capăt al piscinei și celălalt în celălalt capăt al piscinei. Deci, și înnot și fac 40 de ture de bazin și când ajung la un capăt, de obicei mi-a venit o idee în timpul notului. Iau pixul, notez ideea aia pe pad. Mai fac o tură, ajung la celălalt pad. Notez cealaltă idee care mi-a venit. Nu întotdeauna îmi vine câte o idee la fiecare lungime de bazin, dar am 10-12 idei după fiecare not. Ce se întâmplă de fapt? Ceea ce se întâmplă este că tu pleci din cap și te duci în corp și reactivezi capul și corpul și legătura dintre cap și corp, eliberezi presiunea intelectuală și începi să gândești inclusiv intuitiv când faci asta. Unii dintre voi ați fost în bootcamp și știți că noi avem un sistem de căutat răspunsuri în bootcamp, care are 5 pași. Care sunt cei 5 pași? Dacă răspunsul nu este în cap, este în corp. Asta este legătura de care vă spun acum și pe care o ilustrează frumos Martin Lindstrom. Dacă răspunsul nu e în cap, e în corp. Ăștia sunt primii 2 pași. Dacă răspunsul nu e în cap, e în corp. Adică, fă ceva care îți mută atenția din zona intelectuală, unde mintea ta se rigidizează niște paradigme vechi pe care le-ai mai avut și nu poate produce inovație. Pentru unii dintre noi s-ar putea să fie atât de simplu încât să ieși să faci o plimbare în parc. Unora dintre noi ne vin cele mai bune idei sub duș, când apa are temperatura potrivită.